Martie este luna în care au loc cele mai multe declarații de dragoste ale bărbaților către femei și cele mai multe promisiuni de iubire veșnică. Un mărțișor inedit a oferit femeilor și reprezentanții casei de ajutor reciproc din Piatra Neamț, prin organizarea unei expoziții de pictură intitulate Flori pentru Doamne. Doamnele trebuie omagiate, venerate, pentru că noi, cei care din când în când vă supărăm, să putem trece prin viață având reușite, e nevoie ca dumneavoastră să ne acceptați așa cum suntem. Mă refer la băieți. Așa că anul trecut, anul acesta, ne-am gândit, lărgind puțin numărul celor care participă la expoziție, să organizăm ceea ce dumneavoastră vedeți acum pe simeze pentru doamne, pentru domnișoare, pentru mame, pentru surori, pentru prietene, pentru iubite, pentru soții. Avem printre expozanții un invitat special, după modelul american din filme, avem un invitat special și anume Dumitru Bezen. Maestru Dumitru Bezen nu poate fi cu noi acum din motive personale, dar este în permanență cu noi și alături de noi, nu numai pe simeze, ci și în gândurile noastre. Vreau să îi spun pe cei care participă la această expoziție, doamnele sunt Elena Chiru, doamna Marcela Popescu, doamna Cecilia Heisan. Din respect pentru doamne, pe afiș le-am scris cu o altă culoare de literă. Băieții care participă, domnii care participă, luați cum vreți. La această expoziție sunt Lucian Gogu Craiu, Ioan Roșca, în premieră Petru Bamanu, despre care o să auziți lucruri, cei care îl cunoașteți sau cei care nu cunoașteți, o să auziți lucruri deosebite despre Petru Bamanu. Sunt și eu printre cei care participă la această expoziție și încă o dată vă spun de Dumitru Bezen. Anul acesta este anul Dumitru Bezen. Este anul când colegul nostru împlinește 70 de ani ca vârstă și foarte mulți ani și multe expoziții, de fapt nenumărate, ca manifestări artistice. La fel ca anul trecut și ca întotdeauna, alături de noi, este scriitorul Emil Nicolae. Am spus anul trecut că, pe lângă alte calități, este un foarte bun cunoscător al femeii, al doamnelor, a scris despre ele, le-a iubit, le iubește, le respectă, noi îi respectăm pe el. Și atunci îi ofer microfonul, pentru a vă mărturisi gândurile dumneavoastră. Da, mulțumesc, Mircea. Sigur că am scris o carte de femeia și femela, dar nu o să mă refer la ea, dar poate ce am să spun are vreo legătură cu cartea. Mircea mi-a deschis cumva subiectul. E adevărat că în fiecare an ne întâlnim aici și nu numai în martie. E adevărat că totdeauna vorbim despre femei, deși totdeauna în luna martie se răstoarnă vechea zicală când spatele bărbatului. De data asta în spatele femeii este în martie, bărbatul. Și mereu am încercat să spun lucruri frumoase. M-am gândit de data asta să schimb puțin discursul.
și să vă provoc un lucru poate interesant, nu atât de frumos. Mi-am adus aminte că în 1936 George Călinescu publica un eseu intitulat Poezia Realelor, unde, făcând o analiză tehnică a textelor poeților noștri din secolul al XIX-lea, a ajuns la concluzia că singurul bărbat din literatura română sau din poezia era Mihai Eminescu. M-am gândit la lucrul ăsta ieri, știind că astăzi vine de Dumnezeu. Dacă aceeași ipoteză se poate, mutatis mutandis, transplanta în spațiu vizual, în artele vizuale. Ce înseamnă asta? Călinescu, sigur, analiza rime, ritmuri, teme, atitudini, atmosferă, sentimente, etc. Unele lucruri sunt comune, literaturii și picturii. Și gândindu-mă la povestea asta pe care vă spuneam, ce s-ar întâmpla în pictură, la ce concluzie am ajunge dacă am transplanta aici ipoteza lui Călinescu, am luat așa de la început. Și sigur că n-am descoperit eu că desenul e bărbătesc și culoarea e feminină, femeiască, să spun. Deci nu discutăm despre resursele naturale. Bărbatul și femeia, atributele lor primite. Sigur că există și o încărcătură simbolică religioasă în toată povestea, dacă facem referință la originea biblică a femeii din Sfântul Eu încercam să văd lucrurile astea strict stilistic, dar stilul e omul, până la urmă. Și vă spuneam, am ajuns la concluzia că dacă desenul, care înseamnă construcție, e bărbătesc, culoarea e feminină, e femeiască, adică exprimă sentimente și stări. Dar asta n-ar fi, ar fi o bază de discuție, pentru că și femeile desenează și bărbații în culoare. Vedem un exemplu. Mergem mai departe pe partea asta tehnică, pur și simplu, stilistică, o să vedem că sunt culori preferate de, sau care exprimă feminitatea, chiar dacă sunt folosite de bărbați, sau exprimă masculinitatea, chiar dacă sunt folosite de femei. Diferența dintre alb și negru e clară, da? De-a lungul timpului, în funcție de contextul cultural, simbolistica s-a schimbat. La un moment dat, negru reprezenta bărbatul, albul femeia. După apariția creștinismului s-a inversat povestea. Femeia damnată a devenit neagră, bărbatul cu hainele cherubinilor a devenit alb. Sigur că există culori intermediare. Noi știm că albastru e pentru băieți și roșu, roșu ar fi pentru fetițe. Se întâmplă și invers. Spre secolul ăsta al emancipării, secolul 20-21, deja unde ne aflăm noi, postmodernism, emanciparea limbajului a indus în expresia artistică vizuală un fel de androginie. Noi spunem hibridare,
în care funcție de receptor, de cei cărora ne adresăm, cărora se adresează artistul, are abilitatea, fie el bărbat, fie femeie, să folosească într-un anumit fel culoarea și în alt fel desenul, să le proporționeze în așa fel încât dacă e prim artist și om artist, sigur să fim într-o atmosferă feminină, chiar dacă sunt autori pe aici, artiști bărbați, sau în altă perioadă a anului, femeile să domine cu o pictură, că vorbim despre pictură, mai puternică. Pentru că m-am ocupat de avantgardă în ultima vreme, când am făcut documentarea asta, am găsit chiar o doamnă poloneză care explica de ce a adoptat un desen foarte puternic și un colorist specific, mai mergând și spre obiectul artistic, pentru că, după părerea ei, avantgarda este o invenție a bărbaților. Dacă ne uităm în istoriile artei, vom vedea, într-adevăr, puține femei în grupurile de avantgardă din toată Europa, dar nu numai, și mai degrabă ca prezențe de recuzite, ca să nu spun anex, inspiratoare. În același timp, însă, vom vedea slăbiciunea de bărbaților. La Sergiu Șan, de pildă, a devenit rose la vit, făcându-și o fotografie și pe femeie, spunându-și un propoadă, machindu-se și așa mai departe, fiind bărbat, se presupune. Sau se presupune. Deci lucrurile astea se amestecă. Ce vreau să spun, de fapt? Că există o expresie a feminității în toată arta plastică, așa cum există o expresie a masculinității și funcție de contextul cultural, cum spuneam, care solicită, provoacă anumite, o anumită simbolistică. Funcție de momentele, cum e ăsta, toată luna martie, început de primăvară, fertilitate și așa mai departe. Cum au fost, dacă ne referim la culoarea roșie, momente politice puternice, sau la negru chiar, perioada celui al doilea război mondial în Europa. Deci sunt momente în care contextul impune o anumită atitudine, un anumit tip de reprezentare. Dar părerea mea e că trebuie să preferăm aceste momente relaxate, în care artistul se exprimă liber, mai puțin presat de eveniment, de context, și ignorând chiar publicul care vrea să se adreseze, când e cu sine însuși, și atunci vom vedea mai clar, plimbând această grilă, care, sigur, pe conceptele momentului nu este prea corectă politică, e sexistă cumva. Dar degeaba nu putem să o ignorăm, indiferent de ordinele care ne vin de o capitală europeană sau din alta, sau de peste ocean. Asta e realitatea naturală. Deci vom constata în momentele de libertate totală ale artiștilor că există la bărbați, și dacă le analizăm culorile, nostalgii feminine, și există la femei, dacă le analizăm desenul, plecând de la cele două elemente de bază, nostalgii masculine. Unele se învață. Se învață la școală. Dar prelucrarea lor, folosirea lor, cum spuneam, în cazul talentului autentic, ne fac cunoștință cu un artist în intimitatea lui, că până la urmă asta face artistul și, spre deosebire de restul lumii, își
scoate la lumină intimitatea în diverse limbaje artistice. Și eu un fel de a recepta arta cumva cinic, prea rațional, poate, prea rece, apropo de culori reci, culori calde, de masculin și de feminin. Dar, vă spuneam, poezia e frumoasă, să vă spun că e primăvară, că e soare, că e culoare aici, să vă spun la mulți ani, ok, dar să trecem dincolo de asta și să înțelegem, să încercăm să înțelegem ceea ce vedem dintr-un unghi cât de cât tehnic. Pentru că, până la urmă, ce căutăm, dincolo de satisfacția asta, căutăm valoare. Deci, în momentul ăla valorizat, instrumentul plastice, nu se poate atinge, nu putem constata, decât dacă folosim și asemenea instrumente. E, aici, în această expediție de acolo, schimbăm grima despre care am spus, e echilibrată, evident, nu domină masculin, nu domină feminin, deși în principiu, dacă domină zona asta, culoarea, adică sentimentul, aș spune că mai degrabă e feminin, chiar dacă semnează pe zero. În partea cealaltă, e masculină, chiar dacă semnează niște doamne, nu știu ce ne-am făcut. Bine, bucură. Am la Crisania, este o femeie, o doamnă. Am să spun și eu două cuvinte. În primul rând, la mulți ani, numai doamnelor și domnișoarelor, la mulți ani tuturor. O primăvară frumoasă, o primăvară călduroasă, atât afară cât și în suflet, să aveți. Asta vă doresc eu și, nu în ultimul rând, doamnul director, care, doamnelor director, care ne-a lăsat să expunem aici. Vă mulțumim frumos! Femeile sunt sărbătorite de mult timp, însă oficial, în anul 1977, Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-o rezoluție Ziua Națiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor și Pacea Internațională, o sărbătoare a femeilor recunoscută internațional, dar fără a se preciza o zi anume, a fost hotărâtă încă din 1910 de Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga. După Primul Război Mondial s-a fixat data de 8 martie ca fiind Ziua Internațională a Femeii. Ziua de 8 martie este sărbătorită în multe țări. Și la noi, în această zi specială, bărbații le oferă doamnelor flori și cadouri.